Bine ați venit, dragii mei raci, la previziunile pentru luna august. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia rac, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal, iar pentru cei cărora previziunile vi se potrivesc și doriți o analiză cu mai multe detalii, vă aștept cu drag și la partea a doua bonus, pe care o găsiți ori în descrierea acestui videoclip, ori în primul comentariu postat de mine. Dragi raci, voi începe cu analiza astrologică și vă spun că este o lună august foarte bună pentru voi pe bani. Da? Acolo sunteți foarte mult concentrați. Și chiar discutăm despre o lună în care racii vor să se stabilizeze din punct de vedere financiar. Sunteți concentrați pe bani, să dați bani, să cheltuiți, să primiți bani. Sunteți foarte concentrați chiar și pe siguranța voastră financiară și vedeți că unii raci e posibil să vă gândiți serios ori la un regim, ori să fiți mult mai atenți la ceea ce mâncați. Da? Chiar o să fie ceva special pentru voi. Avem o lună plină în semnul vărsătorului pe 12 august, care pentru voi activează o axă a banilor. Și asta înseamnă că racii au început niște demersuri. Cumva, prin februarie și acum puteți să culegeți roadele. Puteți să rezolvați ceva ce ține de o moștenire, ceva ce ține de bani, în general vorbind, dar e ceva ce o să schimbe destul de mult lucrurile. Să nu uităm că luna august începe cu acea triplă conjuncție între Marte, Uranus și nodul Nord, care pentru voi se petrece pe casa 11. Mulți raci e posibil chiar să își schimbe puțin planurile de viitor. Și poate chiar să alegeți să încheiați, știu eu, o anumită sursă de venit, să încheiați o colaborare, ceva. Chiar în preajma datei de 12 august. Deci lucrurile vor porni de la începutul lunii și se vor concretiza mai exact undeva pe 12. Apoi mai avem o lună nouă în semnul Fecioarei pe 27 august și acum racii pot începe o nouă prietenie, puteți să cunoașteți persoane noi, puteți să mergeți în cercuri noi de prieteni, dar discutăm despre anturajul vostru care este foarte restrâns. Da? Vă faceți noi planuri pentru un viitor mai apropiat, vă schimbați drumurile scurte, da, pe care le faceți, vă schimbați locul de muncă, schimbați ceva, da? Mai ales că luna asta plină în vărsătorii pe casa 8, îmi dau seama că sunt schimbări destul de mari pentru rac. Și repet, mai ales că Uranus pentru voi guvernează casa 8, fiind implicat în acea triplă conjuncție, e vorba de faptul că racii în sfârșit vor să se afirme, da, consideră că nu știu, e cazul să încheie ceva. Au fost probleme, probabil, și încă sunt, pe un anumit domeniu de viață și probabil s-au intensificat undeva din luna februarie. Și acum, în sfârșit, vă eliberați. Ce mai avem? Mai toată luna august, de asemenea, racii comunică foarte mult, socializează, a venit și pisica. Și vedeți că e posibil să aflați tot felul de secrete, să aflați tot felul de lucruri extrem de importante, mai ales undeva în perioada 4-26 august, pentru cei mai mulți dintre voi. Lucruri interesante care țin de anturajul din care faceți parte. Apoi, așa cum am spus, casa banilor este foarte bine aspectată, Venus intră aici în semnul leului pe data de 11 și este micul benefic. Deci vă ajută să achitați un împrumut, vă ajută să faceți un împrumut, știu eu, vă ajută să rezolvați anumite probleme. Bun, începând cu data de 20 august, racii ar trebui să nu se supra-solicite, da? Este posibil ca de pe 20 august ori să nu doriți să comunicați foarte mult despre cariera voastră, despre vizibilitatea voastră publică și vedeți că dacă aveți ceva de rezolvat cu zona autorităților, da, sau ceva ce ține de cariera voastră, de zona voastră profesională, încercați să o faceți până pe 20 august, pentru că apoi Marte o să intre pe casa 12-a și nu știu cât de mult o să vă ajute, pentru că urmează o perioadă pentru rac de mai multe luni, începând cu august, în care o să stați puțin mai în spate, da, puțin mai retrași. M-am spus eu că da, explodați, spuneți lucrurilor pe nume, încheiați, acționați, dar apoi o să vă relaxați, o să vă liniștiți. Nu puteți să vă luați concediu atâta timp sau nu puteți, dar e bine totuși să fiți atenți, da? Să fiți atenți. Um.
da, e un moment în care vi se activează foarte mult sensibilitatea voastră. Iarăși, relația cu un copil sau relația cu persoana iubită poate să sufere anumite modificări după 20 august. Dar o să mai discutăm despre acest aspect. Per total, e o lună bună pentru RAC, în care încheiați lucruri, în care vreți să creșteți, rezolvați problemele financiare, dar, repet, vedeți că toată această încheiere sau toată această schimbare foarte mare care apare pentru voi, deja o simțiți unii, vedeți că pentru unii e posibil să nu fie chiar așa roz, da? E posibil să fie și cu mici mari conflicte, pe de o parte. Ok, hai să vedem ce ne spune și oracolul pentru voi. Mesajul este să știți că sunteți iubiți. Să știți că sunteți iubiți. Și să vorbiți mai puțin, dar să simțiți lucrurile mai mult. Foarte interesant, dragi raci. Hai să vedem și niște mesaje. Primul. O veste rea sau o veste mai puțin plăcută. Apoi, vei reuși ce gândești. V-am spus că lucrurile nu sunt chiar roze, adică schimbarea apare, dar pentru cei care opuneți rezistență, e posibil să fie puțin ciudată. Da? Mai ales dacă vine vorba de a încheia anumite relații pe care le aveți cu un grup de oameni din care faceți parte. Acea conjuncție cere de la voi să vă schimbați puțin planurile de viitor, să schimbați puțin perspectiva pe care o aveți voi asupra vieții. Și aveți numărul 33, foarte important pentru voi. Luna ianuarie, da, cu mesajul bani puțin și supărare, aici puteți avea legătură cu zodia Capricorn sau cu zodia Vărsător. Eu cred că mulți raci încheie o colaborare, nu știu, divorțați, vă dați demisia, ceva schimbați aici, da, ceva schimbați în relațiile voastre. Și apoi o să aveți nevoie de o perioadă să vă regăsiți, o perioadă în care să... Să vă concentrați mai mult pe voi. Ok, hai să vedem ce vă spune și tarotul. Judecata, pajul de monede, steaua, 9 de monede, 5 de monede, eremitul, turnul, energia generală pentru RAC, justiția. Păi clar, dragi raci, voi încheiați ceva. Încheiați ceva, în sfârșit clarificați lucrurile. Da? Și văd aici că dacă aveți vreun proces sau dacă așteptați un răspuns pe niște acte, să știți că vestea este pozitivă. Da? Este pozitivă, însă vedeți că e bine să fiți atenți la lucrurile care sunt în spate. Adică încercați să vă ascultați intuiția, că nu o să vi se arată totul așa pe față. Parcă aveți o protecție specială, alți raci, da? În această lună august. Și aveți judecata. Judecata și justiția clar vorbesc ori despre o despărțire, ori de o nuntă, ori de ceva ce se întâmplă aici. Da? E vorba de o decizie, ceva ce se clarifică pentru RAC. Unii, nu știu, vă hotărâți să vă împăcați cu cineva, alții în sfârșit vă hotărâți să vă urmați voi pasiunea pe care o aveți. Stați cu cineva la o masă și discutați lucrurile și încercați să le clarificați. Vedeți exact fiecare cât merită, fiecare ce a investit, cât a investit, unde anume. Și spun acest lucru pentru că și cărțile voastre de aici cam tot spre asta tind. Voi vreți stabilitate. Ia uitați. Unii văd că aveți legătură în luna august, ori cu o persoană mai tânără, ori cu o persoană care studiază. Și văd aici că apar noutăți pentru RAC. Da? Apar noutăți, dar care să știți că ori vin într-un context de scandal, dar care nu are legătură directă cu voi. E un scandal undeva și asta e norocul vostru.
sau pentru alți raci. Vedeți că voi vreți să studiați ceva, vreți să învățați ceva, vreți să vă concentrați mult mai mult pe un domeniu de viață care vă place și la locul de muncă sau undeva anume e posibil să iasă scandal, da, sau cineva să explodeze și să vedeți o altă față a unei persoane. Vreți să faceți o activitate nouă, vi se oferă o oportunitate foarte bună. În inima voastră aveți steaua și aici e clar că voi vă doriți ceva foarte mult. Vă doriți o relație, doriți ca lucrurile să se clarifice odată pentru totdeauna în viața voastră privată, pentru unii raci. Și vedeți că puteți să cunoașteți o nouă persoană, dar nu știu cum să vă spun, că ori e o persoană mai în vârstă, ori e o persoană mai ciudată, care are niște probleme cu banii sau care a trecut recent printr-o despărțire sau care chiar trece printr-o despărțire în momentul în care vă cunoaște, pentru cei singuri. Apoi avem 9 de monede aici. Banii sunt importanți pentru rac, așa cum am spus, și chiar reușiți să-i aveți în această lună august, adică reușiți să deblocați, reușiți să găsiți soluția necesară. Însă, nu știu, parcă pe de o parte pentru voi e bine, dar văd pe cineva care are niște probleme cu banii din acest punct de vedere. V-am spus, unii vă dați demisia, începeți ceva pe cont propriu, acționați voi cumva. Văd aici o veste destul de ciudată pe care o primiți și care ține ori de o problemă de sănătate a unei persoane, ori de o problemă financiară undeva anume, o problemă cu banii. Aflați de o despărțire, v-am spus, unii raci, sau chiar de mai multe despărțiri. Și nu neapărat să aibă legătură directă cu voi, atenție, poate fi un prieten, șeful, șefa, nu știu, cineva de la locul de muncă, un vecin și așa mai departe. Apoi, ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți? Păi aveți aici probabil mai puțin prieteni în această lună august și poate chiar racii, așa cum am spus, se gândesc serios să încheie anumite situații. Tot felul de discuții interesante pe care le aveți cu anturajul vostru, legate de spiritualitate, legate de lucruri din acestea foarte, foarte, foarte ciudate, care vouă vă plac. Dar pe de altă parte vedeți că e cineva, e o persoană ori mai în vârstă, ori o persoană care este mai pusnică din fire, o persoană înțeleaptă, care are o anumită experiență de viață sau care pur și simplu a mai trecut prin situația în care sunteți voi și care vă susține, care vă ghidează, vă ajută. Apoi avem turnul aici, da? Așa cum vă spuneam, pe zona locului de muncă se întâmplă ceva, nu știu, se dărâmă ceva, adică cineva își dă demisia, se desființează o companie, se ia o decizie care pur și simplu îi șochează pe ceilalți. Dar pe de altă parte mai văd aici foarte clar că se poate rupe un contract pentru unii dintre voi. Parcă sunt niște probleme financiare și cineva închide, cineva lasă deoparte. Bun. Dragi raci, în continuare vreau să clarific toate aceste mesaje cu acest tarot, iar pentru cei care vă doriți o astfel de analiză, vă aștept cu drag la partea bonus. Am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea acestui videoclip. Eu vă îmbrățișez și vă doresc o lună august cât mai frumoasă și să ne revedem cu bine la tarotul zilnic pe zodii sau la alte citiri care mai apar pe acest canal de YouTube. V-am pupat!